Bine v-am găsit la o nouă prezentare din seria dedicată femeilor laureate ale Premiului Nobel. Astăzi urmărim destinul unei luptătoare și militante pentru pace, fapt ce i-a adus onorantul Premiu Nobel. Meredith Corrigan se naște în Belfast, Irlanda de Nord, pe 27 ianuarie 1944, într-o familie romano-catolică modestă. Tatăl, Andrew, contractor de curățare a geamurilor și mama, Margaret, casnică, având împreună 5 fete și 2 băieți. Mary își face studiile primare în Belfast și apoi urmează un colegiu comercial timp de un an. Se angajează la vârsta de 16 ani, ocupând diferite funcții, secretară, dactilograf, secretar confidențial al directorului Arthur Guinness & Company. Lucrează ca voluntar la organizații catolice, Legiunea Maria și se dedică muncii de caritate. În august 1976, sora ei, Anne, pierde 3 copii prin împușcare într-un accident în care era implicat un fugitiv al armatei republicane irlandeze provizorii. În urma acestei tragedii, este contactată de un martor al evenimentului, Betty Williams, care îi propune să înființeze o organizație pentru pace, pentru a pune capăt conflictului amar și inutil dintre catolici și protestanți în Irlanda de Nord. Astfel ia naștere Mișcarea pentru Pace în Irlanda de Nord, redenumită ulterior Comunitatea Oamenilor Păcii. Pentru această organizație și pentru importanța și eforturile sale, primește în 1976, alături de cofondatoarea ei, Betty Williams, Premiul Nobel pentru Pace. Pentru eforturile curajoase în fondarea unei mișcări pentru a pune capăt conflictului violent din Irlanda de Nord. În septembrie 1981 se căsătorește cu Jackie Maguire, soțul văduv al surorii sale, care nu a supraviețuit pierderii copiilor, devenind mama vitregă a celor 3 copii rămași ai lui Maguire și mama naturală a altor 2 băieți. Mayreid a militat pentru non-violență, a organizat numeroase tabere de vară în țări europene pentru a demonstra că tinerii catolici și protestanți irlandezi pot conviețui pașnic. A ajutat prizonieri și familiile acestora. A fost cofondator al Comitetului de Administrație al Justiției, organizația Irlandei de Nord care lupta pentru drepturile omului, înlesnind și cerând guvernului schimbarea legilor în acest sens. În lupta ei contra violenței și a impunerii păcii și dreptății, ea a călătorit ducând acest mesaj și implicându-se în conflicte în peste 25 de țări ale lumii. A primit premii și distincții numeroase de-a lungul carierei ca recunoaștere pentru lupta sa în impunerea păcii. Meredith a susținut că violența este o boală pe care oamenii o dezvoltă, nu se nasc cu ea. În prezent, Meredith Corrigan Maguire are 77 de ani și locuiește în Regatul Unit.